Salut, Ramon, și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta suntem aici pe Minecraft, pe creativ, momentan, pentru că vreau. Aici e ușa automată, o casă. Pentru că vreau să vă prezint cum să faceți să vă lumineze torța în mână. Sunt pe un ochi și nu pot să-mi pun în cealaltă mână. Dacă vedeți că eu dacă merg, vine lumina după mine. Sau dacă mă bag în pământ, sunt hai să, că aici e așa, e cel mai greu. Așa. Bun, fraților, luminează. Cei pentru care nu știu, n-am văzut, deci am căutat pe top și în engleză și în română. Nu există tutorial pe YouTube ca să. Bă, torci, care, tutorial pe YouTube în care să prezinte cum să faceți acest lucru. Deci, da, deci haideți să vă arăt. Deci, uitează, deci intrăm aici. Stați, iau așa un bloc, adesiv, de exemplu. Punem aici un bloc, da? E întuneric pe ăsta. Dacă luăm restul întorci, vedeți că luminează și el. Dacă luăm ăsta, bam, luminează și mai mult. Așa, deci haideți să vă prezint. Deci sunteți pe, să zicem, pe 1.12 și vreți să faceți să lumineze torța în mână. Pe 1.12, intrați aici la option, video și chiar aici sub luminozitate, vedeți că dacă dau așa, mai întuneric, da, vedeți? Și dacă dau pe blană, e mai iluminată. Deci chiar sub asta, aici o să aveți Dynamic Lights. Și aici o să dați pe Fast. Și pe 1.8, stați să iau. Așa, pe 1.8, intrați aici la Video Settings, Quality și vedeți aici chiar ultima de pe primul rând. Dynamic Lights. Deci dați asta, deci uitați, dacă dau pe Off, vedeți că nu luminează. Nici una, nici alta, vedeți? Uite așa. Și dacă veniți în video settings, noi aici, fac. Video settings, quality, și dacă dau pe fast, vedeți că luminează mai tare, iar dacă dau pe, așa, stați, intrăm iară, quality, și dacă dau pe fancy, luminează un pic mai puțin, dar luminează. Deci, da, deci intrăm aici, quality, dynamic lights, fast și totul este în regulă. Vedeți că luminează super blană. Dar trebuie să vă spun de pe acum, pentru că dacă vedeți aici că eu sunt pe 8 Define 1.8 Vanilla, dacă nu sunteți pe 8 Define, nu o să vă meargă să faceți această chestie, pentru că este înregistrată doar pentru 8 Define, fraților. Deci, da, deci eu zic să vă instalați de pe Google 8 Define. Scrieți efectiv pe Google o. Stai că nu mai știu cum să scrieți asta. Da, opti. O. Stai să pun 11. Opti. Fine. 1.8 Minecraft. Exact așa o să scrieți pe Google și vă dă chiar primul link și cred că sau scrieți efectiv doar. Vă scrieți doar efectiv 8 Define Minecraft. Descrieți așa 8 Define Minecraft și vă dă pentru toate alea. Deci este super mega simplu. Ba, mai gură. Blocăm și noi așa. Deci este super simplu, vedeți și voi. Deci umblu cu torța. Da, Dumnezeu, mă, de oaie. Uite, vă stricai și mecanismul din mirea ta. Să ați repar. Așa, punem și aici și de exemplu. Deci, da, fraților, deci eu. Este super OP, mai ales la mine. Deci, uite, să ne dăm pe Game Mode 0. Game Mode 0 și dau un time to day. Time to die. Stați mai întâi să-mi iau ceva unelte. Deci Game Mode 1 e diamante. Iau un asta și un asta. Game Mode 0. Deci ne băgăm laminat. Bam, bam. Elegant. Deci vedeți dacă sunt pe survival, da? Fuck me. Deci uitați, n-am a doua mână, că eram mai ușor așa. Bam. Barili. Când vrea omul și el să facă un tutorial, nu poate. Deci aici pro parcur elegant. Pac, direct lumină, pac, direct am pus torță, pac, mă trec laminat. Dacă sunteți pe 1.12, pac, apăsați pe F și vă trece în mâna a doua, știi, tot. Continuați tot așa. Game mode 1, bam. Deci da, băi, fraților, deci eu vă cam sfătuiesc să vă băgați 8 Define, că vă ajută super mult, mai ales pe 1.12. Da, deci eu cred că voi încheia aici acest episod. Vor mai apărea tutoriale pe acest canal legate de Minecraft, poate și de alte lucruri. Bam,
stați să fac așa un curat în inventar, shift așa. Și haideți să vă mai arăt încă o chestie care mulți nu știu. Chest, chest normal, bam, bam, facem un chest dublu. Și luăm, pun de toate frate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pune de toate frate. Pe, prin tot chestul. Și mulți nu știu, mulți fac așa. Deci cel puțin începătorii, uite așa fac. Bam. Dar pentru a face așa, trebuie să apăsați pe shift și pe click efectiv. Și vă trece totul din vedere de vedere, bam, 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 ce ușor faceți tot, mai ales la Skywars vă avantajează super mult. Și la blocurile de același fel să băgă așa, uitați, pac, pac, dublu click cu shift și să băgă tot în chest. Și pentru a goli inventarul stăteți aici, pac, shift, shift, click, paste și elegant. Bam, bam, frumos. Bă, fraților, deci, ce vreți mai mult, 2 în 1. Eu voi încheia aici acest episod, vă mulțumesc pentru atât, și dacă v-am ajutat măcar un pic, să nu uitați să apăsați butonul de like, că mă ajută foarte mult să văd susținerea voastră și da. Deci, ne revedem data viitoare, care va fi, cred că mâine, pe la ora... Da, să mă gândesc. Pe la ora? Dimineața sau pe la 3? Deci dimineața pe la vreo 10-11 sau pe la 3 va apărea live-ul cu Clash Royale, ca de obicei, deci da, deci vă mulțumesc pentru toată securitatea, iar eu până la, iar noi până data viitoare, iar eu, nu știu ce zic noi, iar eu până data viitoare vă salut!